veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. O nouă categorie de fapte ale firii, furturile și lăcomiile. Și referitor la acestea două, vreau să citesc mai întâi un verset din Deuteronom, capitolul 11, versetul 18, unde Moise sfătuia pe Israel astfel: puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte. Și având în vedere că este vorba despre furturi și despre lăcomii, două patimi ale firii care se folosesc în primul rând de mâinile noastre și de ochii noștri, să ascultăm partea a doua a versetului care ne spune: să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca niște fruntari între ochii voștri. Dacă mâinile noastre vor purta însemnele acestor porunci referitoare la furturi, la lăcomii, și între ochii noștri vor fi ca o aducere aminte, Satan nu se va putea folosi de mădularele noastre, ci ele vor fi date Domnului ca niște unelte ale sfințeniei. Amin. În această categorie a furtișagurilor, care încă din vremea Israelului și acum în vremea noastră de asemenea sunt un fenomen de masă, citim în Ieremia, capitolul 6, versetul 13, că în vremea lui, în perioada ce a precedat vremea robiei, este scris, 6:13, căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toți sunt lacomi de câștig, de la proroc până la preot, toți înșală. Nu doar diferitele pături sociale și diferitele categorii de vârste, chiar și în lumea eclesiastică, în lumea religioasă, pătrunsese această patimă și ajunsese un fenomen de masă. Și citim mai târziu în cartea Apocalipsei, în capitolul 9, versetul 21, un lucru care este valabil pentru vremea noastră, că și cu toate urgiile și plăgile și vestirea Evangheliei care va ajunge până la marginile pământului înainte de a veni Domnul, 9:21, și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, dar nici de furtișagurile lor. Această categorie, furtișaguri, hoții, lăcomii, de avere, de bani, am putea spune că este un soi de duhuri care s-a specializat pe această latură și Satan se prezintă foarte avantajos la noi, cum s-a prezentat Evei în grădină. Vrând să ne facă mai bogați, să avem mai mulți, să intrăm în posesia unor lucruri pe mijloace mai ușoare, pe căi mai ieftine, măcar că Dumnezeu a condamnat prin două porunci aceste două aspecte, porunca a 8-a și porunca a 10-a din Exod, capitolul 20, au o reglementare clară și categorică, 20:15, să nu furi, și 20:17, porunca a 10-a, să nu poftești casa aproapelui tău, nevasta aproapelui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău, și poftindu-le, dacă îți dă mâna și posibilitatea să ajunge în posesia lor. Am putea să spunem că furtul este această dorință de a avea anumite posesiuni care nu ți aparțin și de a ajunge ele în posesia ta pe mijloace necinstite, prin înșelătorie, prin minciună, prin diferite fraude. Haideți să vedem în prezentarea acestor patime păcătoase care sunt motivele mai întâi care se prezintă diavolul la noi. Cu ce se scuză un om dacă a furat? Și atunci când este lacom, fie de avere sau de bani. Domnul Iisus spunea în Matei, capitolul 15, versetul 19, că această situație nu este o situație de exterior, ca și cum anumite motive din afară ne-ar putea arunca pe noi în această ispită. Domnul Iisus spunea, 15:19, căci din inimă ies, printre altele, furtișagurile. Problema este aici, înăuntru. Este o poftă lăuntrică a inimii noastre. Și Iacov, fratele Domnului, în epistola sa, în capitolul 4, versetul 1 și 2, scrie: de unde vin luptele și certurile între voi, aceste rivalități pentru diferite averi sau slujbe sau alte lucruri? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre înăuntru? Voi poftiți și nu aveți. Și până avea, ucid, pismuiesc și tot nu capătă, se luptă, se ceartă și nu au. Când omul poftește ceea ce nu are, ceea ce este al aproape lui, atunci
dacă se lasă cuprins de această patimă și dacă nu se uită în jur și dacă nu se uită în sus și vrea să le obțină, fie furându-le, fie înșelând, cade sub incidența acestui decret divin al lui Dumnezeu. Să nu poftești ce este altuia, să nu furi, să te mulțumești cu ceea ce ai. Apoi este un alt motiv sub care oamenii se ascund mai ieftin, la gândul că nu vor ceva în plus, ceva ce poftesc ei, ca și un copil care ar fura o bucată de prăjitură, nu că nu ar avea ce să mănânce sau o ciocolată specială, dar socotește că o felie de pâine cu cei de mama nu este destul și se gândește că acea ciocolată ar fi mult mai dulce și mult mai grozavă. Un al doilea motiv, Proverbe 30:9, motiv în care Domnul nu ne va lăsa pe noi să fim. Se roagă aici și spune, Doamne, două lucruri își cer înainte de moarte, versetul 9, nu cumva să ajung în sărăcie și să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Domnul nu-i lasă pe ai săi să sufere de foame. În Biblie, numai Domnul Iisus a fost ispitit în privința aceasta a mâncării peste măsură. Doar El a rezistat. Dar Domnul pe ai săi nu-i lasă. Au fost situații, potrivit blestemelor din Deuteronom, să ajungă să-ți mănânce copiii, aceasta e o altă situație. Dar Domnul pe ai lui nu-i lasă în această criză să ajungă. Chiar dacă vor muri de foame, le va da puterea să rămână statorni și să nu păcătuiască. Am citit un articol, să fur sau să mor de foame. Un creștin care avea câțiva copii și nu avea ce să le dea să mănânce, avea o vacă și nu avea nicio hrană și avea un vecin care avea un hambar mai plin. S-a dus și a încărcat un sac și conștiința îi spunea, nu-i corect să fur, nu-i cinstit, mai bine să fii sărac, dar cinstit și curat la suflet. Și iar lua sacul în spate și iar îl lăsa jos și iar îl lua în spate. El nu știa că proprietarul vede. La un moment dat, în această luptă, chiar a rostit cu voce tare, mai bine cinstit, dar atunci mor de foame. Și în lupta aceasta, până la urmă, a câștigat Domnul, a lăsat sacul acolo și a plecat. Vecinul, proprietarul, a ieșit pe altă parte. Spune, vecine, aici se dea la vacă să mănânce? Ce n-am, dar de unde ai știut? Și eu am auzit o soaptă, că mai bine să mor cinstit decât să furi. A rămas mărmurit. Ce auzi? Să spun tot adevărul. Am fost în această seară în hambar și am văzut ce luptă ai avut. Vino înapoi să-ți umplu eu sacul și să-ți dau ca să ai liniștit. Domnul nu ne va lăsa nici chiar în această situație. Ne va purta de grijă, dar noi să nu furăm. Amin. Unii au altă motivație. Deschideți la Maleahii, capitolul 1, versetul 13. Nu este unica, dar se completează cu pofta. Voi ziceți, ce mai osteneală și o disprețuiți masa Domnului și aduceți ce este furat? Poate sunt unii care spun, dacă fac un bișniț, dau și eu la casa Domnului și câștigă lucrarea. Casa Domnului nu se întreține din bișnițării, nici din hoții. Casa Domnului se întreține pe adevăr. Dumnezeu n-are nevoie. I-a certat pe prietenul lui Iob când au vrut să-l susțină cu o minciună, când Uza a vrut să țină de car, Dumnezeu l-a omorât pe loc și când noi o să furăm lemne, să băgăm pe foc, să se strânge focul în casa Domnului, Dumnezeu o să ne ardă ca pe fiul lui Aaron. Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva. Dumnezeu nu se pretează. A spus în Psalmul 50, dacă aș avea ceva nevoie, nu ți-a spune? Nu ți-a spune ție. Și dacă nu ai, în Vechiul Testament, cine n-avea un bou să-l aducă sau un vițel sau o oaie sau un miel, să aducă doi pui de porumbel. Și dacă n-are nici atât, spune Biblia în Corinteni, la Dumnezeu să are în vedere nu ce n-are cineva, ci ceea ce și ceea ce are. Amin. Oricum, aceste păcate de furturi, de lăcomii, deschideți la Osea 4:2, sunt niște păcate nu ușoare. Ele, de regulă, sunt menționate printre păcatele grele sau cel puțin lucrează împreună cu ele. Aici, în Osea 4:2, citim, fiecare jură strâmb și minte, ucide, fură și prea curvește. Unde e băgat furtul? Rețineți, între ucidere și preacurvie. Acolo sunt băgați cei care fură, între ucigași și oamenii străcați. Acolo, de fapt, le este locul. Înțeles că două femei erau în aceeași celulă, unei închisori, și una a mai îndrăzneat să întreabă pe cealaltă, ci de ce ai ajuns aici? Spun drept, adulter și de aici probleme care s-au evit. Vai, toată viața nu mi-am permis să mă pretez la așa ceva. Și s-a rușinat puțin prima femeie. Dar după vreo câteva zile întreabă această femeie străcată pe cealaltă, dar nu te supăra, tu de ce ai ajuns aici? Că văd că stai aceeași soartă ca mine. Eu am furat. Aceeași soartă uneori o au și hoții ca și ceilalți. Și Pavel spune foarte clar, vom citi noi în 1 Corinteni 6:10. Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.
Haideți să vedem câteva forme de manifestare, câteva situații în care oamenii fură, câteva ispite sub care se prezintă această haină lăcomie, dacă putem numi așa. În 1 Tesaloniceni 2 cu 5, Pavel spunea că niciodată, de când a intrat în slujbă, bineînțeles, de când s-a întors la Domnul, în adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat, printre altele, haina lăcomiei. Martorul meu este Dumnezeu. Această haină lăcomiei nu a vrut Pavel să o știe pe el. Am notat 4 feluri de lăcomii, de furturi, fie că se manifestă în casă, citim în Proverbe 28 cu 24, până sunt mici, copiii fură de acasă. 28 cu 24, cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este păcat, dar lui rămâne moștenire la urmă, nu? Este tovarăș cu nimicitorul, exact cum am citit în cartea lui Osea. Fie că e vorba de furturi în familie, furturi mărunte, între copii, de la părinți, fie că este vorba de furturi în societate, citim în Ieremia 8 cu 10, căci de la mic până la mare, toți sunt lacom de câștig mărșav, toți înșală. Fie că este vorba de furturile de la servici, sau cât e lumea aceasta de mare. Am notat așadar 4 feluri de lăcomii, de furturi, lăcomia de avere, lăcomia de bani, lăcomia de mâncare și chiar furtul de oameni, care era și în vechime și sunt răpirile în vremea noastră. Lăcomia de avere, deschideți la Luca 12, versul 13 în continuare. 1005 pagina. Unul din mulțime a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratele meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omul i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător peste voi sau împărțitor? Apoi le-a zis tuturor, probabil erau în mulțime mai mulți vinovați de aceasta. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Lăcomie de bani și de avere. Păziți-vă de orice fel de lăcomie. Dumnezeu ne poate binecuvânta și nimeni, repet, nu-L poate împiedica pe Dumnezeu să ne binecuvinteze, chiar dacă oamenii ne nedreptățesc. Păziți-vă, a spus Domnul Iisus. Și dă acea pildă cu acel nebun care a rodit țarina și a murit imediat după aceea. Și conchide Domnul Iisus, versul 21, tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el, această lăcomie de comori. Și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Este o înșelare demonică. Să-ți adun pe orice căi, cât poți să furi, cât poți să muncești, cu zi, cu noapte, să aduni, să strângi într-una, ești un nebun dacă față de Dumnezeu n-ai adunat nimic. Cea de-a doua lăcomie, lăcomia de bani, 1 Corinteni 5 cu 10, sau cu cei lacom de bani, sau cu cei răpăreți, să nu aveți niciun fel de legătură, doar ce în pagina 6 cu 10, nici hoții, nici cei lacom, nu vor moșteni nici răpăreții în părăția lui Dumnezeu. De ce nu vor moșteni? Păi simplu, ei unde și-au adunat comorile? Și le-au adunat pe pământ. Cum să moștenească cerul dacă ei toate averile și le-au adunat pe pământ? Ei vor moșteni aici, până la vremea plecării. Și în urmă, vor fi numiți ca și cel din pildă, un nebun. Această lăcomie de bani, oamenii și-o pot manifesta fie prin afaceri, fel și fel de afaceri necinstite câte se pot face în diferite vremuri. Citim în Mica, capitolul 7, versetul 3, că și atunci și de ce nu și acum, oamenii prin diferite căi au încercat să obțină cât mai mult și cât mai ieftin. Mica 7 cu 3. Mâinile lor sunt îndreptate să facă rău, cârmuitorul cere daruri, judecătorul cere plată, lăcomia de bani, pe lângă salariu. Cel mare își arată pe față ce dorește, cu lăcomie, când această lăcomie a ajuns la rang de virtute și astfel merg mână în mână. Mai există trist și o altă variantă a lăcomiei de bani, deschidem la Tit, capitolul 1, versetul 2, când unii au făcut din Evanghelie o meserie cu care se poate obține bani, spune aici în Tit, 1 cu 7, căci episcopul ca econom al lui Dumnezeu trebuie să fie, printre altele, nici lacom de câștig, mârșav. Și completăm cu 2 Petru, capitolul 2. În lăcomia lor, învățătorii mincinoși și prorocii mincinoși, 2 Petru 2 cu 3, vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, dar osândă-i paște de multă vreme și pierzarea lor îndormitează. Pavel spunea că în biserica pe care el a lăsat-o vor încerca unii să se vâre pentru un câștig mârșav. Dar cât este de lată și de lungă lumea aceasta religioasă? Câți bani s-au adunat pe baza religiei, numai Dumnezeu știe. Ori pe bază religioasă, ori pe bază economică, toate aceste înșelătorii sunt un mare păcat. Domnul să ne păzească de ele. Amin. Hai să menționăm și o altă lăcomie, mai simplă, dar totuși păcătoasă. Proverbe 23 cu 2. Lăcomia de mâncare. Deci nu pofta de mâncare. Pofta de mâncare e bine să avem, să fim sănătoși, dar să nu fim lacom de mâncare. Dacă ai poftă de mâncare,
mănânci și pâine cu mere și cu ceai. Îți merge bine și mulțumești Domnului. Dar dacă ai lăcomie, atunci vei fi gingaș. Dacă stai la masă cu unul din cei mari, spune versetul 1, ori aia nu mâncă fiece. Ia seama ce ai dinainte. Pune-ți un cuțit în gât dacă ești prea lacom. Eventual să înghițim în gol și să nu salivăm și să nu savurăm prea cu sete acele mâncăruri. Că Domnul Iisus spunea, băgați seama să nu vă prindă ziua aceea în îmbuibare de mâncare și băutură. Domnul să ne păzească toate acestea. Și acel furt al oamenilor, răpirile, Exod 21 cu 16, era pedeapsa pentru furtul acesta. Cine va fura un om și îl va vinde sau îl va ținea în mâinile lui să fie pedepsit cu moartea. Fiind aici în Exod, hai să citim și 22, versetul 1 și 4. Dacă un om fură un bou sau oaie și îl taie sau îl vinde, să dea 5 boi pentru boul furat și 4 oi pentru oaia furat. Versetul 4. Dacă ceea ce a furat, fie bou, fie măgar sau oaie, se găsește încă viu, să-l dea îndoit înapoi. Deci dacă era încă viu ce a furat, să dea 2 în loc. Cel ce l-a furat și încă unul. Dacă era tăiat sau vândut, să dea 5 boi și 4 oi. Și nu știu exact când a mai fost adăugat un amendament și în Proverbe 6 cu 30 citim, hoțul nu este urgesit când fură să-și potolească foamea și dacă este prins trebuie să dea înapoi înșeptit de 7 ori atât și să dea chiar tot ce are în casă. Hai să analizăm în scurt câteva efecte, câteva urmări a acestor fapte și apoi să trecem la exemplu. Aceste furturi, epistola lui Pavel către Coloseni le numește lăcomia 3 cu 5, o închinare la idol, au câteva urmări, le citim în cartea Proverbelor, mai întâi 15 cu 27 Proverbe. Cel lacom de câștig își turbură casa. În urma acestor lăcomii, omul este turburat. Amintiți-vă de Ahab și vom merge la el. Când n-a putut să-și obțină ceea ce a vrut să pună mâna pe acea vie a lui Nabot, a fost turburat, n-a vrut să mănânce, supărat. Și tot Proverbe 28 cu 25. Cel lacom stâcnește certuri. Unde se fură într-o casă, acolo sunt certuri și tulburări. Acolo nu este pace. Dumnezeu nu dă binecuvântare în asemenea situații. Și măcar că au, nu le vor folosi în tihnă. Apoi atrag mânia divină. Citim în Isaia 57 cu 17. Din pricina păcatului lăcomiei, m-am mâniat și l-am lovit. M-am ascuns în supărarea mea și cel răzvătit a urmat și mai mult căile inimii lui. Unii nu se întorc nici când Domnul îi lovește. Și cunosc situații, oameni care Dumnezeu a avut încredințarea din partea Domnului, mulțumește cu atât, atât ați este dat și au vrut să se avânte. Și mai mult, și mai mult și Domnul i-a lovit. Și dacă nu s-a oprit, i-a lovit și mai rău și apoi i-a lăsat și s-au pierdut. Dar unii s-au trezit și a văzut că Dumnezeu nu le-a dat binecuvântarea. Cunosc un frate care într-o zi de slujbă a mers la piață și n-a avut deloc binecuvântare. Doi pescari, duminica dimineața pe malul apei se înțelegeau. Ce, Nicule, e timpul să merg la biserică, sună clopotile. Și cum vrei, dar eu oricum nu mă duceam, că mi soția bolnavă. Dar la pescuit a putut să se ducă. Aceste lucruri nu vor fi binecuvântate de Dumnezeu niciodată și vor crea în urmă numai tulburări și lucruri rele. Și o altă pedeapsă, o altă urmare, tot negativă și de cumva trăiți în aceste stări, verificați. Dacă nu este propășire, vedeți dacă nu cumva sunt ascunse câteva lucruri pe sub dușul meu, așa ca și Acan sau prin buzunare, niște bani care nu sunt ai noștri, dacă nu cumva a luat și pe alte altora, în Proverbe 1, de versul 10 la 19, ca și cum diavolul spune aici că ar avea o companie de oameni lacom, 1 cu 10 Proverbe, fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăjească, nu te lăsa câștiga de ei. Ei vor zice, vină cu noi. Versetul 13, vom găsi, ei nu spun că au furat, ei spun că au găsit, vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel ca noi. O pungă vom avea cu toții. Lăcomia de bani. Fiule, să nu pornești la drum cu ei. Abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci piciorul lor aleargă la rău. Se grăbesc să verse sânge, sunt prieteni cu nimicitorii hoții. Dar degeaba se aruncă lațul și versul 19. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce, ce aduce? Bogăție în casă? Pierderea celor ce se dedau la ea. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Și spunea și Noul Testament, Pavel adresându-se lui Timotei, în 1 Timotei 6, versetul 10, căci iubirea de bani este o afacere bună, nu? Este rădăcina tuturor relelor. Și știți, degeaba privim uneori numai pe deasupra, dacă nu smulgem rădăcina, dea Domnul o ploaie bună să ia și să rădăcina afară. Este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea, au rătăcit de la credință. Mulți se pierd pe această linie. Nu curvesc,
nu dau un cap la nimeni, numai că nu mai vin la biserică. Era un frate care nu vinea la biserică. Și asta era scuza lui. Dar Dumnezeu știe că eu am de lucru și normal că știe. Numai Dumnezeu știe că diavolul ți-a dat de lucru ăsta. S-au străpun singur cu o mulțime de chinuri. Cât de trist. Haideți acum să luăm exemple. Vom avea vreo 10 exemple negative, 6 tipuri din ele și apoi 3 pozitive. Mai întâi cele negative, deschidem în Cartea Genesei, capitolul 27, unde Iacob a vrut neapărat să obțină binecuvântarea. A vrut, așa cum a spus Esau în 27 cu 36, nu degeaba i-a pus numele Iacob, că și m-a înșelat de două ori. I-a furat binecuvântare. Dar știți, a avut Iacob binecuvântare? A avut o binecuvântare din pricina părinților, dar binecuvântarea a avut-o numai mai târziu, când a primit-o cu adevărat din mâna Domnului. Și Iacob și-a luat tot o nevastă, așa care îi plăcea să fure, dacă el a plăcut să fure, și-a luat tot o nevastă care știa și ea să fure. Citim în 31:19, pe când Laban se dusese să-și tundă oile, Rahela a furat idolii tatălui său. Atunci când nu sunt părinții acasă, este un prilej bun ca copiii să fure. Atunci când părinții nu văd, ca și la Iacov, când Isaac n-a văzut, Iacov a găsit că e momentul să fure. A rămas vreunul din aceste două păcate nedescoperite? Nu a rămas. Ei au fost prinși fiecare dintre ei, fiecare a crezut că are mai mult. Dar n-a avut. Un alt tip de hoții, cel amintit prin slujbe religioase, deschideți la 2 Petru 2:14, este vorba de Balaam. Citim mai întâi referințele nou testamentale despre el. 2 Petru 2:14. Au inima deprinsă la lăcomie. Sunt niște blestemați. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de lege. A iubit plata fără de lege. Și a fost în stare să slujească unor oameni păcătoși care l-au ținut cu bani, unor oameni pe care i-a învățat lucruri rele, stricăcioase, și a murit și el împreună cu ei. Și adăugăm cu Iuda, versetul 11, vai de ei! Căci au urmat calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Și au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Acești oameni care, uneori și numai pentru pofta de mâncare, citim puțin mai jos, în versetul 12. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste unde se ospătează fără rușine. Aveau și poftă de mâncare ăștia care au lacom pe banii fraților. Și acum ne întoarcem în Numeri, unde este vorba de Balaam, să vedeți cum a căzut el în plasa aceasta a banilor. Numeri 22:7. Bătrânii lui Moab și bătrânii Madian au plecat având cu ei daruri pentru ghicitor. Au ajuns la Balaam și i-au spus cuvintele lui Balac. Și versetul 17. Căci îți voi da multă cinste și voi face tot ce îmi vei spune, numai vină-o, te rog, și blastă-mă în poporul. 24:11. Fugi acum și du-te acasă, îi spune Balac. Spusesem că îți voi da cinste, dar Domnul te-a împiedicat să o primești. Dumnezeu l-a împiedicat să o primească, dar el a sărit peste piedica asta și a pățit rău. N-a mai reușit să se întoarcă în țara lui cu banii. A murit acolo fără Dumnezeu și fără de bani. N-a putut sta mai bine sărac și cu Dumnezeu? Sau crezi că Dumnezeu s-ar fi lăsat dator să nu-l întrețină? Dar în lăcomia lui să aibă mai mult. Am auzit un caz mai vechi. Un frate lucra cu bani, biserici. Și el nu era lacom, dar soția lui îi cerea uneori și el, în dreptul soției, în dreptul banilor, mai scotea. Și a ajuns de a murit fără Dumnezeu și fără credință împreună cu toată familia. Și totul a pornit de aici. La Iuda de unde a pornit căderea? De la această iubire de bani. Poate spunea Iuda, să nu înșel cu vreo 20%, că se prinde Domnul și ceilalți. Domnul se prinde așa dacă înșela cu 0,01%. Și dacă nu mai avea în inimă gândul acesta al înșelătoriei. El a crezut că dacă nu fentează mult așa odată, cum spunea un frate, păi ce, nu trebuie să te spurgi mult. E drept, mai puțin într-o primă fază. Dar în urmă, lăcomia aceasta te va prinde. Este ca o avalanșă care va prinde viteză și nu te va lăsa. Un alt exemplu al lăcomiei de bani în slujbă, e vorba de Gehazi, 2 Împărați, capitolul 5. Măcar că avea acolo Gehazi un om atât de bun exemplu, e vorba de Elisei, care n-a fost tentat de bani. Oamenii de Dumnezeu, nu aceasta i-a măcinat niciodată. 2 Împărați 5:20, Gehazi a zis în sine, iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela și n-a primit nimic din mâna lui ce-i adusese. Viu-i Domnul că voi lărga după el până voi căpăta ceva de la el. Și a mers, a mințit, să nu lungim vorba. Și în versetul 26 îi spune Elisei, oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit? Și spune, este acum vremea oare de luat argint, haine, măslin, vioi, boi, rob și roabe? Dar le-a furat?
Dar le-a furat? Nu le-a furat. Îmi spunea un frate, a fost dincolo și a avut un mesaj. Înainte a plecat, ce să nu iei bani care nu spunciți, care nu-i cu dreptul. S-a dus acolo și n-a găsit de lucru. Frate, eu s-auzi, rămâi și slujești aici în biserică și noi la gata să facem atâta, să cotim noi cât ți se cuvine pe o lună de zile. După două zile vine cineva și spune, auzi, am găsit de lucru în meseria ta, vii cu mine? Și când i-a propus, mai mult decât hotărâse frații să-i dea. Pe când se plece, frații a spus, noi ne-am angajat că-ți dăm atât. Și el s-a dus aminte, să nu iei ce nu-i cu dreptul. Fraților, dacă nu-mi dădea Domnul să capăt mai mult decât a zis voi, îi luam, că am slujit aici și am nevoie acasă. Dar dacă Domnul mi-a dat, acestea nu iau. Ia așa s-o cotidat, dar nu i-am furat. Nu, dar a înșelat. Dar n-a fost corect. Spunea tot acest frate, că am primit 540 de dolari să îi dau. Și fratele care mi-a dat mi-a spus, cât vrei ții pentru tine și cât nu dai la alții. Doamne, cum să facă să-i împăr, dar și eu sărac? Și mi-a făcut mai multe bilete, pe unul a scris 0, pe unul 40, 100, 2, 3, 4, 5. S-a rugat singur într-o cameră, Doamne, cât iese, atât ai eu și le dau la frați. S-a rugat și 600 de dolari. Dar diavolul zice, băi, n-ai putut să iei ăla cu 4, cu 500. Taci, diavole, dar putea să-l luau și ăla cu 0. Și ăsta m-a fost mulțumit cu atât. Deci sunt lucruri care ne aparțin nouă și lucruri care aparțin altora. Și în acest domeniu se greșește uneori în slujbă, fie că e vorba de bani, fie că este vorba de ajutoare. Este un cuvânt în Cartea Eclesiastului, atât de frumos și vreau să-l citesc, Eclesiastul, capitolul 5, versetul 19. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății, fie că e vorba de slujbă, fie că e vorba de domeniu economic, financiar, Dumnezeu ți le-a dat ție, au ce spune mai departe, și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui. Care e partea ta? Avram, îl vom aminti noi la cazurile frumoase, a câștigat toată prada aceea, după ce a recucerit Sodoma și Gomora. Și a spus, ia cât vrei. A spus, eu partea mea o fost să mâncăm. Amner, Eșcol și Mamre să-și ia partea lor. Și rest e partea voastră. Această împărțire, când știi să o faci, nu te faci vinovat. Nu neapărat furtul în sine că ai luat și nu te-a văzut nimeni. Chiar aceste înșelătorii. A fost lovit cu lepra. Pentru că nu i-a fost dat să ia atunci. Și această călăuzire doar Dumnezeu poate să ne dea să știe când să luăm și când să nu luăm. Cine este dat nouă și cine este dat altora. Domnul să ne dea această lumină. Amin. Alte două situații. Geneza, capitolul 3, versetul 6. Dumnezeu a spus la Adam și Eva, fiți atenți. Uite, aici aveți, ca și cum am zice noi pe masă, mai multe fructe, prăjitură, tot ce vreți. Dar asta e pentru niște frați care vin mai târziu. Asta e a lor. Și ei au gustat din toate, poate. Spune, da, asta este parcă mai bune, mai... Și citim versetul 6, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat. Era flămândă Eva? Dar de unde flământ? Și plăcut la privit și că pomerea dori să deschide cuiva mintea, a luat. Noi uneori luăm ce nu ne aparține și ce n-am furat, nu numai a luat, ce n-a fost a tău. Ceea ce nu-i voie. Și pentru acest păcat a fost scoasă afară. Mai târziu, în Iosua, capitolul 7, versetul 11, îl avem pe Acan, care e la fel. Mi s-a spus că alea trebuiau nimicite. Dar de ce să ne iau dacă le îngroapă, dacă le aruncă? Ia uite, hai să zici că s-a luat cineva. De la cine a furat Acan? A furat și la cineva? N-a furat de la nimeni. Dumnezeu a spus, astea nu sunt pentru voi. Iosua 7 cu 11. Israel a păcătuit, au călcat legământul meu, pe care le l-am dat. Și versetul 21. Am văzut în prad o manta frumoasă de șiniar și 200 de sicle de argint. Le-am poftit și le-am luat. Secretul furtului unde este? Înăuntru. Acea poftă e păcatul în primul rând, nu doar aspectul exterior. Chiar dacă n-a ajuns să iei, păcatul ți aparține, că le-ai poftit. Ce spunea Domnul Iisus în privința prea curviei? Cine a fost o femeie și a poftit-o în inima lui? Deja ai notat. Ca și cum ar zice cineva, de-aș reuși eu și te uiți în jur și nu ți se dă. Și pe frați, ai furat? N-am furat. Tași că ai furat, numai că nu le-ai luat. Că n-ai putut să le iei, dar furtul ți este. Mulți oameni au acasă mai mult decât au. Că mai au și alte lucruri, dar le au numai în minte. Sau altele prevăzute să le aibă. Dacă ar fi să facem curățenie și în case, și în minte, de ce noi a nostru am fi mult mai liberi. N-am avea atâtea lucruri în custodie de la diavol sau de la alții. Un alt caz, Mica 17, judecător 17, e vorba de Mica, ăsta fura numai de acasă, de la mamă. Probabil tată n-avea și era un copil din ăsta crescut așa mai greu. 17 cu 2, el a zis mamei sale, ci 1100 de sicle de argint care ți s-au luat, și pentru care ai blestemat chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este în mâinile mele. Eu îl luasem. De ce n-a zis eu îl furasem? Eu nu l-am furat, numai l-am luat. Știți ce a pățit omul acesta mai târziu?
cu argintul ăsta mama sa el a închinat, a făcut niște dumnezei, dar și-a pățit cu dumnezei? Întoarcem pagina. Capitolul 18, versetul 20. Au luat efodul, terafimii, chipul cioplit, au pornit la drum și au plecat. Mica a strigat după fiul lui Dan, versetul 23, și au zis: ce ai? Ce înseamnă gloata aceasta? Dumnezeii mei pe care mi-i făcuse, mi-ați luat. Cum puteți să ziceți ce ai? Fiul lui Dan, versetul 25, au zis: să nu-ți auzi în glasul, taci din gură. Și tu le-ai luat și noi ți le-am luat. Ce ai luat și ce nu ai tău pe apa pe care vine, pe aia se duce, că și dacă or fi ele lacuri, au și astea până la urmă scurgerea lor către mare. De ce să ținem ce nu e al nostru, numai așa ca să ne fie o povară, ca și apă stătută? Ce am luat, ni se va lua. Mai târziu, alte exemple, printre tineri, prima carte lui Samuel, capitolul 2, avem pe fiii lui Eli, iarăși un caz de fur și nedreptate, slujbă combinat cu alte lucruri, 1 Samuel 2 cu 13. Când venea cineva cu o jertfă, venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea, ăștia erau mai diplomați, sluga lua, ținând în mână o furculiță cu 3 coarne, o vrea în cazan și lua tot ce apuca cu furculița. Chiar înainte de a arde grăsimea, lua și din ce se cuvenea Domnului din partea Domnului și din partea ce se cuvenea oamenilor. Și dacă omul zicea, nu, numai după ce se arde grăsimea, dă-mi acum, că ce altfel iau cu sila, auziți, ce fel de hoți politicoși, într-o primă fază, dă-mi, nu vrei? Nu vreau că le iau cu sila. Asta sună ca și vorba românului, vii sau te iau cu mine. Și ce m-a întristat aici citind, Samuel, rețineți tinerilor, a crescut în această stare de fapt a lucrurilor, dar nu i s-a lipit de mână nimic, n-avea magnet pentru lucrurile altuia, la mână. Dar fiul lui Samuel, în loc să învețe din lecția aceasta că au murit fii ăștia lui Eli pentru că au furat din darurile Domnului și din darurile poporului, nu s-o prins de ei. Doar ce puțin, în capitolul 8, versetul 3, fiul lui Samuel l-au cărcat pe urmele lui. Și se dedau la lăcomie, luau mită, asta e tot un furt, și călcau dreptatea. De ce n-au învățat de la tata lor? Au învățat de la ea, că era mai locomos. Dar care a fost finalul lor? Samuel a fost ultimul judecător, nu i-au mai urmat în slujbă. Nu, nu. Cu toate darurile lor n-au reușit să se binecuvinteze singuri. Un alt caz, 1 Împărați 21, e vorba de Ahab. Iarăși avem aici un fel special de furt. 1 Împărați 21 cu 1. Ahab de câte ori venea acasă, așa parca în dreptul casei și se uita la vecinul. Ce grădină frumoasă are, sau ce casă frumoasă. Și era atunci, nu se dăduseră niște leși clare cu pământurile probabil. Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot, dă-mi e viața, să fac din ea o grădină de verdețuri. Căci este foarte aproape de casa mea, locuiți, îți voi da o vină mai bună sau dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Auziți, un furt la care eu vreau să-i dea la mai mult. Dar și ăsta e furt, pentru că a vrut să-i lea cu sila. Nabot, știți, n-a vrut nici într-un chip. Și s-a dus acasă, versetul 4, a intrat în casă trist, mâniat, din pricina cuvintelor, nu-ți voi da moștenirea. Dar era corect să ia moștenirea? Sunt un fel de hoți care îți ia tot ceea ce îți place, că îi place și lui, dar în schimb îți dă de altceva. Și lui nu-i trebuie așa ceva mai de la periferie. Dă-mi asta, că ți-e dau altceva. Și el nu s-o cotește că asta e un furt. Dar dacă e luat cu sila cei, nu-i furt? A vestit acel post și în final citim versetul 16. Ahab s-a sculat se pogoare în via lui Nabot din Israel ca să o ia în stăpânire. De ce nu le-a mai dat la urmașii lui Nabot? Nu știu exact dacă au avut sau nu, dar ceva neamuri tot o fi avut. De ce nu a zis că le dă la neamurile lui prețul ăla de argint care a zis că îl dă? Și ceva despăgubiri, ceva primă de mormântare. De ce nu a zis că dă? Lui nu a fost de dat. Asta a fost eu motivul. Dar el a vrut neapărat să pună mâna pe via. De ce n-a dat prețul? Era păcatul mai mic. El a vrut neapărat, a poftit-o. Pentru că cine poftește ce e altuia, nu prea e el grabnic să renunțe la ce are el. Numai așa că eventual vrea să le schimbe, dar dacă vrea să rămână cu amândouă, face cum zice Solomon, dar Solomon spune despre altceva, că pe una să o iei și pe cealaltă să nu o lași de mână. Cam așa ar vrea unii oameni să facă tâi sau cum este pe piață când te înșală, nu? Îți dă aia și apoi nu-ți dă nici cealaltă la diferite schimburi. Și un ultim caz, 2 Samuel 12, David a furat o femeie. 2 Samuel 11 cu 2. Într-o după amiază, David s-a sculat de pe pat, a zărit acolo o femeie, ca și cum a zis, eu văzut așa o piatră prețioasă. S-a uitat, nu e acasă Urie, mă duc și o iau. Și David a știut că e furt. De ce zici că a furat o femeie? Întoarceți pagina, 12 cu 4, îi spune Nathan, pilda.
A venit un călător la omul acela și bogatul nu s-a îndurat să atingă de oile lui. Și a luat oia săracului, a luat-o. Dar s-a prins foarte tare de mânie și a spus, versetul 6, să dea înapoi 4 oi pentru fapta săvârșită. De ce a spus că să dea 4? De ce? Pentru că am citit în Exod 22:1 că cine a furat o oaie, să dea înapoi câte? 4. David l-a făcut, ăsta furt. O să stai furt. Atunci, David, tu ești hoțul. Uitați, fură oameni. Și furturile acestea sunt uneori în domeniile de căsătorie, așa, când se fură. Și citim mai jos, versetul 7, tu ești omul acela, așa vorbește Domnul. Nu aveai destul? De ce ai furat-o? Și câți miei a dat David până la urmă? Știți câți a dat, nu? Iar ca plată a dat 4 miei. Fiul Gingaș al Batsebei, pe Amnon prins moștenitor, pe Adonia și Absalom. Ca 4 aștri stinși de un nor, cum zice Ioan din poezie. 4 miei a dat. A furat pe Batsheba. Dar știți acolo spune că dacă mai era încă în mâinile lui, să dea înapoi numai 2 miei. De ce David a trebuit să dea 4? Pentru că Batsheba n-a mai putut să mai întoarcă înapoi, că pe Urie deja l-a omorât. Hai să luăm și 3 exemple pozitive, foarte frumoase. Primul, Avram. Știți că dintre toți oamenii câți au moștenit vreodată pământul, Avram e cel mai bogat? O spus, ție îți dau și seminției tale tot. Dar uitați, el n-a fost un om care a vrut să fure. Și când s-a certat cu Lot, a spus, ia că tu-ți trebuie. Hai. Geneza 14:21. Avea ocazia nu să fure, să primească. 14:21. Împăratul Sodomei numează lui Avram, dă oameni și ține bogățiile pentru tine. Dar a cui erau bogățiile? Avram putea spune, sunt a mele, eu le-am cucerit. E ca și cum ai jucat la o loterie. Păi banii mei eu am câștigat. Dar a cui au fost inițial? Pe alocutare, alocutare și alocutare. De-aia loteria nu-i pentru creștini, că ăsta e furt. Avram a răspuns împăratului Sodomei, ridic mâna spre Domnul Dumnezeu cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului, și jur că nu voi lua nimic. În Noul Testament e scris să nu juri nici pe cer, nici pe pământ, dacă vreți să vă jurați să nu mai furați, noi vă lăsăm. Dar nici să nu mai furăm, jur că nu voi lua nimic. Nici măcar un fir de ață. Știți acea poveste, poveste reală, despre o soră care lucra în Sebeș la acea fabrică și ziua a furat 2 șireturi de la fabrică și noaptea s-a visat că era răpirea, dar ea era legată cu șireturile de pământ. Și numai că nu putea să zboare. Nu vă nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte ca să zice am îmbogățit pe Avram, nimic pentru mine. Afară de ce au mâncat flăcăi. Anele, școli și mamă, ei pot să-și ia partea lor. Frumos din partea lui Avram, un alt exemplu, 1 Samuel 12, un om în slujbă. 12:3, iată-mă, mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața unsului lui, era vorba de Saul, cui am luat boul sau cui am luat măgarul? Pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit, de la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui. Mărturisiți și vă voi da înapoi. Ei au răspuns, nu ne-ai apăsat, nu ne-ai păstuit și nici n-ai primit nimic din mâna nimănui. Și un alt exemplu, e vorba aici de o echipă întreagă, câteva sute de oameni, 1 Samuel 25, ceata lui David, erau niște fugari pe munți și au spus slujitorii lui Nabal Abigailei, 25:15, și totuși oamenii aceștia au fost foarte buni cu noi, nu ne-au cărât și nu ni s-a luat nimic în tot timpul cât am fost cu ei pe câmp. Aș vrea să vă mai citesc încă unul care a putut să spună acest nimic. Ioan 14:30. Domnul Iisus, înainte de a pleca în ceruri, a spus, nu voi mai vorbi mult cu voi, că-și vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. Sau altfel spus, el n-are nimic la mine. Dacă ar veni cineva la ușă, știți că ar fi diavolul, și ar spune, deschide-mi. Diavole, ce cauți aici? Vreau să-mi iau lucrurile. Dar ce lucruri? Păi lucruri care te-am pus să-l furi. Nu uitați, deschideți la Ioan 10:10. Furtul e meseria diavolului. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Cine e hoțul ăsta? Diavolul. El este lupul, imaginea lupului care vine doar să fure și să lovească. De-aia e prieten cu nimicitorul hoțul. Este o îndelnicire demonică, rețineți. Sfinții lui Dumnezeu, Domnul Iisus a spus, n-am luat nimic, n-ați găsit nimic la mine. Diavolul a învățat pe oameni dintotdeauna să fure, să fure, să fure, să fure. Ori de câte ori furi, diavolul te-a trimis să furi. Ori de câte ori ei, este un demn de-a lui. Și noi ar trebui să le eliminăm toate acestea cu desăvârșire. Amin? Atât la nivelul conducerii, dacă este vreun om corupt, spune Biblia când e vorba de 1 Timotei 3 de diacon, trebuie mai întâi cercetat și numai dacă-s fără prihană să fie. În Exod 18:21, când la îndemnul lui Ietro, Moise a pus judecătorii, este scris,
Alege din tot poporul oameni destoinici, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei. Când șeful n-are parte într-o afacere, el poate să ridice și glasul și mâna în sus, până nimic. Dar când el e mânjit, vă amintiți dumneavoastră acea pildă cu dreptatea și nedreptatea? Unde ești dreptate? Aici? Am mâncat și eu. Dacă ai luat și tu partea ta, trebuie să tași din gură. Vrăjmașa e lăcomie în conducere, apoi în învățătură să fie propovăduită. Dar există aici riscul? În Romani 2:21 se spune că iudeii rusesere într-o criză spirituală. Tu care propovăduiești să nu furi, furi extraordinar. Citim în Ieremia 7:9, auziți ce se întâmplase. Cum? Furați, e prima pe listă. Ucideți pe acurbiți, ura strâmb, mergeți pe altul Dumnezeu și apoi veniți la biserică și spuneți, suntem izbăviți. De cine? De poliție? Că nu v-au prins? Suntem izbăviți. A scăpat până mai târziu, dar n-am scăpat. Oamenii au ajuns în această situație, să și fure, să și umble la biserică. Și dacă e vorba să predice, ați auzit până de la Ambon, predicând fraților, puteți să mai furați. Nu. De predicat se provodește să nu furi, dar de furat se fură. De aia spune Pavel în Efeseni 4, deschideți, vă rog, versetul 28. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile la ceva bun ca să aibă și să dea celui. Auziți, nu numai că acum stai, dar nu poți să stai, tu care ai fost făcut pe afaceri, nu poți să stai. Poți și acum să faci ceva tranzacții, dar pe sens invers. Când Zacheu s-a pocăit, ce-a făcut? El până acum a adunat în coci și de acum a adunat încolo. Domnul Iisus nu ne-a îndemnat să fim leneși? Fraților, să nu furăm, stăm toată ziua să dormim, nu cumva de teamă să nu furăm. Dormim numai să nu furăm, nu facem nimic, că nu cumva să fie o nedreptate. Dacă mișcăm ceva, dacă facem ceva. Uitați, deschideți la Matei 6, ce a spus Domnul Iisus. Două cuvinte foarte diferite, opuse. În 6:19 spune, nu vă strângeți, și în 6:20 zice, strângeți. Mă, Doamne, o strângem, o nu strângem. Măi, strângeți, dar versetul 6:19, nu vă strângeți comor pe pământ, ci strângeți-vă comor în cer. Dar nu avem companie de sateliți să le strângem direct în cer. La fiecare încărcătură să o trimitem. Nici o problemă, au săraci. Au săraci. Biserica are agenție pe pământ și contabilitatea centrală e sus. Biblia ne învață nu numai că să nu furăm de acum, cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să dea invers. Nu te gândești, Dumnezeu te-a iertat că ai furat. De acum, ca încât ai furat, n-ar trebui în urmă să ajuți pe alții? Să inversezi, să-l faci puțin pe diavolul de rușine? Să gute de necaz. Măi, și îți va spune fraiere, și până acum ai adunat pentru tine, acum te-ai apocăit, știi să aduni pentru alții. De-abia acum am înțeles unde trebuie adunat. Tu mi-ai pus să le adun aici pe grămada de foc. Eu le adun în sertar la Dumnezeu. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să aibă să dea și la alții. Asta e legea iubirii lui Dumnezeu. Domnul să ne dea harul acesta. Și vă reamintesc încă în final Tit 2:10. Acel nimic apare din nou. Să nu fure nimic. E vorba de sluși în dreptul relațiilor cu stăpânii. Ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie. Ca să facă în totul cinste învățătorului Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Doamne, dă-ne harul acesta. Să nu furăm nimic. Trebuie tare, tare multă atenție. Domnul ne va binecuvânta. Amintiți-vă că și Avram a fost situație când i-a dat atunci ca preț că Sara a fost cinstită, i-a dat averi multe și atunci le-a luat. Dar când a fost vorba cu împăratul Sodomii, i-a spus că nu ia nimic. Sunt situații în care nu trebuie să iei nimic. Bineînțeles, de fura nici nu-i vorba, dar în alte lucruri mai sensibile. Și situații în care trebuie să simți că atunci Domnul te binecuvintează și Domnul îți dă. Domnul să ne dea discernere în aceste lucruri. Nu putem să tragem niște reguli așa foarte stricte. Dacă găsești bani pe drum și ei este voie sau este păcat. Că un rabin s-a adunat 3 evrei și a întrebat și dacă găsești o pungă cu bani, ce vei face? Primul a spus și eu spui dreptul sărac că iau și s-o plătesc că Dumnezeu a lăsat acolo. Și ești un hoț, mai. Al doilea zice, rabii eu îi iau și duc și cumva să ajungă la cine eu. Nu mă tin la bani altuia, nici vorbă. Ce, tu ești un idiot? Și al treilea răspunde, tu ce să faci, mai? Eu știu ce ar trebui să fac, dar eu știu ce o să fac? Acesta e răspunsul înțelept. Dinainte e foarte ușor să te lauzi, spui, nu o să-mi trebuiască nimic. Spunea recent o surioară, cu mine nu o să aveți probleme, frate, dar eu zic, cunosc cum îl cheamă fratul ăla mai mare, care o așa. Zic, Petru îl cheamă. Tot într-o seară o zis și ăla. Dar nu s-a făcut ziua până tot o călcat ce-o zis.
Este bine să avem niște principii foarte clare, dar să fiți foarte atenți, că diavolul pune perdeaua. Și noi știm ce avem de făcut, dar nu știu ce sunt momente în care parcă ești orbit. Că acei înșelători, acei lacomi din Proverbe 1 spune, vină cu noi, dar nu-i problemă, dar e pe drept, măi. Da, da, dacă ai Duhul Dumnezeu cu tine în conștiință, spune acum da și acum nu. Aceasta e pe drept, aceasta nu-i pe drept, acesta e furt. Sunt situații la care ai putea să furi de la serviciu un lucru și știi că nu ți-ar zice mare lucru șeful. Dar dacă ai cere, poate ai face o predică de evangelizare și ar înțelege câteva lucruri. Ai dormit noaptea liniștit. Domnul să ne dea lumină. Să fim niște copii al lui Dumnezeu, a lui Avram și urmașa lui Samuel, care fie că e vorba de afaceri pământești sau de slujba spirituală, sau în orice domeniu, să fim curați în orice noapte și în orice zi. Și la noi să nu se găsească nimic, ca la noi să se găsească adevărul lui Dumnezeu și numai ce a rânduit Domnul să fie în viața noastră. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.